o nouă șansă pentru câinii din adăpostul Fiducia. Elevii de la Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin organizează joi 15 mai o nouă acțiune caritabilă cu scopul de a oferi condiții mai bune de trai câinilor aflați în adăpostul Fundației Fiducia. Tinerii, susținuți de profesori, vor comercializa prăjituri făcute chiar de ei. Cu banii strânși în urma târgului ce va avea loc în incinta liceului, vor cumpăra materiale de construcții pentru extinderea adăpostului pentru câini. Am avut numeroase proiecte, cum ar fi spectacole, am făcut chiar și un târg de prăjituri. Am fost la școlile generale să prezentăm acest proiect și să rugăm copiii să ne sprijine și să întrebe părinții dacă pot să adopte un cățeluș. O să adunăm din toate clasele prăjituri și zocuri, avem nevoie de bani pentru cățeluș. Doamna profesoară Friciu de germană a avut ideea să mergem la adăpost, să spălăm căței, să avem grijă de ei și poate o să se organizeze un plan să mergem și la plimbare cu ei. Profesorii și elevii din această școală au reacționat chiar bine la acest proiect, adică au participat cu ce au putut și în principiu toată lumea iubește căței și dorește să răspândim acest plan și proiect peste tot. Visul nostru este chiar să dublăm spațiul și acolo sunt foarte mulți câini bătrâni, pui, de rasă sau metiși și personal pot spune că am adoptat un câine și că l-am salvat de la adăpost. Acțiunile de până acum ale liceenilor s-au bucurat de apreciere în rândul colegilor, profesorilor, dar și publicului reghinean. Totodată, liceenii și responsabilii adăpostului invită iubitorii de câini să susțină aceste acțiuni prin adopția animalilor aflate în adăpostul din comuna Ideciu.